arhitecții se lasă provocați de spații, de povestea clădirilor, de arhitectura lor, amenajările pot ieși cu adevărat deosebite. Arhitecta Anca Dumitrescu ne dezvăluie trucurile prin care o locuință de dimensiuni modeste din centrul capitalei beneficiază acum de o atmosferă cu totul deosebită. Vechiul și noul, frumos împletite împreună pentru un stil de viață contemporan, plusat cu un rafinament estetic aparte. Bine ai venit, Adela! Wow, ce drăguț arată! Știi ce îmi place? Ia spune! Mirosul! Se simte... Nu-i așa? Da, se Fantastic. Simte că... Fantastic, mă bucur că ai remarcat. Știi ce îmi place foarte mult la modul cum abordați voi la birou? Această simplitate elegantă. Și o observ din start. Adică pe jos ați folosit? Microciment. Am folosit microciment, dar din motive foarte tehnice și foarte bine gândite. Totuși suntem într-un spațiu vechi, într-o clădire cu foarte multă personalitate. Aici era vechiul terrazzo, acela pe care îl cunoaștem cu toții. Nu am putut să-l spargem datorită clădirii și pentru a nu pierde înălțimea de nivel cu parchetul vechi, a trebuit să alegem un finisaj foarte subțire. Atunci, adică 2 mm cât are microcimentul. Da. Și atunci microcimentul ne-a ajutat să reparăm ceea ce era distrus sub el și să nu pierdem această trecere foarte fină către parchet. Dar și înălțimea este mare și ce mult îmi place că ați mascat toată zona de depozitare. Frigider și mașina de spălat rufe pentru că nu aveam loc, dar și centrala pentru că și ea în sine era destul de greu de poziționat într-o bucătărie mică, cum o să vedem aici. Da, ce-mi place bucătăria! Ce drăguță e! Da, este mică, dar este foarte folosită și este suficientă pentru spațiul în care ne aflăm. Deci îmi plac culorile. Îmi place foarte mult că nu v-ați dus cu placare clasică, ci cu brâul acesta. Dar ar fi fost prea monumental într-un spațiu atât de mic și atunci am ales tot minimalismul acesta pentru că suntem într-o bucătărie mică totuși. Simplitatea era singura variantă cât să poți să faci respirabilă. Dar v-ați jucat cu texturile. Ne-am jucat adică cu texturile. Piatră cu puțin luciu, dar suprafețe simple, frumoase, câteva accente. Da. Mai foarte colorat frumos decât ne stă în fire de obicei, dar a fost o culoare pe care o să mai regăsim și în alte spații din casă și mi s-a părut că s-a potrivit, totul a plecat de la pardoseală, sincer. Ca să combinați culorile. Exact, și am zis că dacă tot e mică, să aibă un pic de zvâc. Da, nu pot să nu remarc rafturile finuțe din spate și, totodată, această organizare în U. Pentru că la spațiile mici, nu? A trebuit să ne întoarcem în U. Totuși spațiile de depozitare ca și volum sunt destul de puține și a trebuit să maximizăm. Chiar dacă acolo nu este umblat cu adâncime de 60 de centimetri, ci am mers pe un 35, ne-a rezolvat totuși un pic din spațiu necesar într-o bucătărie. Da, și ați folosit și zona de sub grindă. Este sub grindă, dar este și o nișă falsă pe care am coborât-o intenționat până la nivelul corpurilor și maschează toate evacuările de hotă și tot ce era necesar pentru, din nou, până la urmă sunt integrate toate sistemele. Da. Și asta ne-a ajutat foarte mult să putem masca într-un mod fain, fără să pierdem spațiul. Da, ce frumos! Foarte frumos! Îmi place mult și că butonii sunt cumva din aceeași gamă. Sunt din aceeași gamă. Da, i-ați ales diferit. I-am ales diferit, pentru că jos ai nevoie de o prindere puțin mai mare pentru a deschide mașina de spălat, care e foarte necesară. N-am fi putut folosi un buton cilindru. Și atunci am folosit jos varianta cilindrică, care e mult mai finuță, care nu e la fel de proeminentă vizual. Să descoperim și celelalte spații. Să mergem în spațiul principal al casei. Wow, ce frumos arată, Anca! Așa. Foarte frumos! Este și un spațiu generos. Am avut foarte mare noroc cu acest spațiu pentru că ne-a permis să integrăm partea de dining în zona de zi. Având bucătăria atât de mică, a fost și cumva necesar să găsim o soluție. Iar spațiul, a fost generos.
Dar e foarte frumos cum ați ales toate obiectele, adică combinate cumva așa și minimalism, dar și puțin art deco și... Dar și puțin acțiuni de culoare. Da. Pentru a tăia puțin monotonia culorilor bej pe care le-am ales, ni s-a părut o intervenție curajoasă, dar foarte apreciată. Păi da, pentru că, wow, ce-mi plac și astea, aplicele de perete. Le recunoști, nu? Da. Toți le știm din trecutul nostru și din copilărie. Da, nouă ne place să recuperăm obiecte vechi și îmi place să le readucem la viață și să arătăm faptul că poți să folosești o aplică din anii 70-80 pe care o vedeam pe casa de scară, știi? Da. Dar pusă în varianta asta să fie chiar parte din decor și să aibă sens și să nu mai o asociezi cu trecutul. Nu numai asta, dar vină puțin lângă mine, că poate mie îmi place limbajul pe care l-ați creat. Practic ați folosit aceste aplice și ați creat parcă un limbaj codat, așa. Așa este. Și ele se și aprind diferit față de corpul de deasupra mesei pe care ni l-am dorit, cel mai finuț cu putință, tocmai pentru a nu anula valoarea estetică a aplicelor de pe perete. Ele având un rol foarte bun, foarte tehnic de a-ți lumina masa. Da. Dar să nu intră în contradicție, să nu devină prea mult. Da, și prin suprapuneri să nu devină aglomerat. Da. Wow, și masa! Masa este piesa centrală, într-adevăr. Este un alt produs pe care l-am adus la viață. Ea a fost și restaurată. Este De unde ați găsit-o? Am găsit-o într-un antique shop și piciorul este foarte impresionant. Da, e grea! E din piatră naturală, da, este dintr-o marmură bej. Este un model din anii 40-60 din Italia. Și da, este o piesă la care ținem foarte mult. Ce comodă e și are și forma perfectă pentru spațiul de aici, știi? Adică a venit așa, a completat pur și simplu. De aceea parcă se simte așa rotunjimile. Mi se pare că e un spațiu așa care te îmbrățișează, e foarte feminin. Are o feminitate, într-adevăr. Da. Uite și o piesă foarte drăguță, parcă ar fi artistică. Cea de aici? Da. Este artistică vizuală. Da? Este o piesă totuși mai non-conformistă, pentru cât de clasic este să contura spațiul de aici, piesa asta a fost așa, din nou, acel lucru puțin diferit, știi? Pe care l-a dus să compenseze. Da. Dar și șemineul îmi place. Șemineul este construit de noi. Este o variantă falsă de a repoziționa în plan vechiul șemineu sau vechea sobă. Asta știm sigur că acolo a fost poziția și am încercat să reluăm un pic acel obiect și să-i dăm o altă valoare. Mie îmi place așa. Și cu plante, poate să fie și cu lumânări. Da, nu? Exact. Poate să fie cu lumânări. Aia era varianta inițială, dar am zis hai să o facem diferit, să iasă plante din el, să-i dăm viață. Foarte bine și iarăși ați reluat ceva ce mulți oameni au văzut, o oglindă. Oglinzile venețiene sunt superbe. Este din nou o oglindă recuperată. Da, ne-a plăcut foarte mult și a avut o chestie care pur și simplu a fost din spațiul ăsta. A avut înălțimea perfectă, ca în momentul în care am pus-o pe perete să se alinieze cu tocul ușii vechi. Asta a fost din nou un lucru care, da, clar, trebuia să fie aici. Partea faină pe care am adus-o din nou a fost acea zonă de profilă din golul către hol, pe care, bineînțeles, el nu exista, dar l-am ridicat noi până la acel nivel pentru a se alinia perfect cu vechea ușă. Practic ați creat o ordonare, exact. O ordine subtilă, care dă calm. Foarte frumoasă și cornișa. Cornișa este singura cornișă originală a casei. Wow, e originală? Da. E din Ipsos? Este din Ipsos. Era distrusă parțial, însă am reușit să o refacem cu meșteri locali și am vrut să o păstrăm ca atare. Wow, dar n-a fost dificil să trageți toată instalația electrică? A fost dificil să tragem instalația electrică și a fost foarte dificil să o refacem, pentru că nu mai găsești modelul ăsta. Deci ea a trebuit făcută aici, în locație. Și s-a lucrat și s-a restaurat în locație. Și tâmplăria ați restaurat-o? Și tâmplăria am restaurat. Știi ce îmi place? Că ați folosit o vopsea mată. Da. Și arată așa elegant. Este și cea care acoperă și, cum îi spune, repară foarte ușor lemnul, fără să trebuiască să lucreze extrem de mult la el, dar îi dă acel aspect definit mult mai rapid. Și în timp rezistă mult mai mult.
Da. Să scârie mai puțin, să deteriorează mai greu. Îmi place că nu sunt praguri, dar sunt elementele de feronerie vechi. Parchetul este cel original. Wow! A fost refăcut. Era într-o stare foarte bună. A trebuit foarte ușor să mai luăm din zonele în care scârțâia puțin, dar s-a putut restaura fără să fie scos. Fără să fie scos. Adică s-a scos doar parțial ca lamele? Să... Exact. Am avut niște zone unde a trebuit să înlocuim 2-3, dar în rest a fost făcut totul în aici. Ce deschidere! Foarte aici frumos! Aici e surpriza, da. Cred că ăsta este locul meu preferat. Ce interesant e cum designerii și arhitecții ajung să îndrăgească lucrările lor, adică și după aia când le vezi materializate să ajungi să zici așa. Da, n-ai cum să nu te atașezi, sincer. Da. S-a pus foarte mult suflet aici pentru fiecare element pe care l-am căutat și sunt foarte multe elemente vechi, după cum se observă. Sunt foarte multe obiecte pe care le-am achiziționat din antique shop-uri pentru că vroiam cumva să aducem aceste elemente într-o casă cu asemenea istorie și cu această estetică. Da. Nu ar fi fost potrivit din punctul nostru de vedere să fim doar într-o cheie modernă. Da, ideea este că îmi place foarte mult tot ansamblul ăsta deschis, luminos. Ați creat un contrast de griuri cu alburi, dar în acest contrast este în evidență orice element cald. Da. Da. Bucata asta de lemn, de la tăblie, accesoriile. Accesoriile aurii într-o astfel de amenajare foarte unii și cu tonuri foarte calde funcționează foarte frumos. Aduc nota de eleganță de care ai nevoie. Peretele este adiția nouă. Fiind din nou un spațiu foarte generos, ne-am permis să facem această intervenție modernă. Este clar că ea nu aparține casei, dar ajută foarte mult să ascundem și să maximizăm spațiul de depozitare de care avem nevoie. Ia uite! Pa, wow! E și un bun prilej de joacă! Vai, dar ce mult îmi place, ce bine arată! Da. Arată foarte bine. Și surpriza este că tot acest perete este un foarte mare dressing. Pentru noi, probabil că știi și tu, că ne dorim tot spațiul ăsta de depozitare. El se accesează foarte ușor prin spatele perdelelor. Da, da, și ce soluție frumoasă, pentru că atunci când intri în dormitor, întrevezi puțin lateralele acestea, dar ai impresia că mai e o fereastră. Nu-i așa? Da. Și mie mi se pare, adică cumva te aștepți după această draperie să mai există un spațiu, știi? Mai mare. Nu pot să nu remarc că ați avut grijă la plafon ca să mascați partea de draperii. Întotdeauna. Asta e un trick foarte bun. A folosi cornișa nouă, acolo unde pui cornișa, să-ți ascundă șina de draperii, inclusiv la geamuri, avem același detaliu. Da. Este un tips and tricks foarte sănătos de ținut minte, ajută extrem de mult să nu vezi acele șine. Da, foarte frumos arată, Anca. Și o să descoperim și baia. Și baia. Wow! Ce frumos! Foarte frumos! Cum ați reușit să faceți prin aceste arcade să dați senzația de spa? În primul rând avem înălțimea asta superbă. Aici era o nișă deja creată, ea nu i-am găsit sensul și nici corelarea cu vecinii, apartamentele de deasupra, deci era construită ulterior. Anca, dar ce înălțime e aici? Este un... Către 4? 3,90. Ah, da, teoretic. Asta, da. Adică nu era 3,70? Nu. Da. Nu. E, inclusiv în baie, știi că în clădirile vechi de obicei baie e un pic mai jos? Da, către exact. Instalațiile. Noi am avut norocul să nu avem aici această situație. Wow, dar îmi place și acest detaliu. Păi, da, el a fost... Cum să-i spun, am încercat să facem așa o mimică acestei arcade și să o aducem și în zona asta pentru că aveam nevoie de un spațiu care să ne închidă zona de cadă. Ne-a plăcut foarte mult să folosim și aici textura de in și acum există inul ăsta impermeabil care se folosește la căzi și dușuri. Da, și care e făcut și din fibre reciclate. Exact, și decât o variantă clasică de PVC plastic, asta este ceva care e net superior. Nu pot să nu remarc faptul că într-un spațiu vechi unde instalațiile te obligă să te duci cu scurgere în pardoseală. Ați găsit un model de toaletă cu rezervor încastrat.
Am avut din nou noroc cu nișa de aici, într-adevăr. Partea care a devenit un pic dificilă a fost faptul că trebuia să și deschidem ușa. Și împingându-ne atât de mult în față, a trebuit să găsim un rezervor de WC-ul, un vas de WC-ul din acela redus. Cu și detalii, elemente decorative, v-ați ocupat inclusiv de partea asta? Da, el a fost făcut până în cel mai mic detaliu. Au lipsit furculițele din sertar, așa ne place nouă să spunem. În rest a putut să fie ocupat de noi proprietari în ziua 2. Foarte interesant. Aș fi curioasă să aflu câți oameni din echipa voastră au muncit la acest proiect. Am fost 3 implicați în mod direct. Nu? Eu, Alina și Octavian și fiecare s-a ocupat când a fost nevoie de partea de implementare. Și fiecare? Mai repetă puțin. Fiecare s-a ocupat de diferite faze ale implementării. Eu cu Alina am fost foarte mult în zona de concept și a găsi, a curatoria toate piesele acestea vechi. Amândouă fiind pasionate de a recupera obiecte valoroase și a le da o nouă viață. Octavian a fost foarte mult alături de noi în partea de implementare, monitorizare, șantier și ne-a ajutat extrem de mult pe partea asta. Deci da, e o echipă extinsă. Da, ideea este că, de fapt, ce vreau prin această întrebare să subliniez că o amenajare atât de frumoasă și coerentă până la cele mai mici detalii presupune muncă de echipă. Bineînțeles, și înseamnă muncă de echipă și alături de un constructor capabil. Da. Dacă ar fi ca un rezumat pentru oamenii care au văzut această amenajare atât de chic, atât de îngrijită, frumoasă, ce ar trebui să știe ca să ajungă la acest rezultat? Adică, de exemplu, ce perioadă de timp să se aștepte? O casă veche are vicii. Amenajarea de aici a durat 1 an și jumătate. A durat 1 an și jumătate și datorită faptului că nici noi nu am avut poate timpul necesar să ne implicăm. Este un apartament făcut în regie proprie. Aha. Și atunci nu am avut neapărat această presiune. Însă, realistic, aceasta este o amenajare care ar dura un minim 8 luni. Da. Realistic. Da, e foarte bine ca oamenii să știe. Ai un apartament într-o clădire veche, nu poți să faci repede. Nu, și sunt lucruri pe care le întâmpim pe parcurs. Cum a fost de aici situația cu cornișa, parte din ea stătea să cadă, să poți să o stabilizezi, să găsești oamenii care fac așa ceva. Într-adevăr, uite, o idee cu care poți să pleci la drum. Când ești într-o clădire de genul ăsta, nu trebuie să ștergi tot cu buretele și să o iei de la capăt. Să efortul, nu fie totul nou. Efortul de a păstra elementele vechi va merita, nu neapărat din punct de vedere estetic, cât și calitativ. Parchetul ăsta este ceva absolut minunat, este o esență tare. Ar fi fost păcat să-l scoatem și să-l înlocuim, dacă posibilitatea de a-l reface există, fără doar și poate aș încuraja această abordare. Da, oricum, practic ați adus plus valoare prin conceptul vostru, dar și prin amenajare, zici că suntem Mulțumim. La Paris. Felicitări! Are un pic de aer parizian, este foarte drăguț că și noi proprietari vin chiar din Franța și cumva poate de asta a existat această dorință lor de a locui aici. Superb, a ieșit. Felicitări! Mulțumim frumos!